Bună, dragii mei! Bine ați venit pe canalul meu, Cristina Gătește din Inimă. Aici veți putea găsi rețete ușoare de pregătit, foarte delicioase, ca la noi acasă. Vă doresc vizionare plăcută! Salutare, dragii mei! Astăzi, împreună cu voi, vreau să pregătesc, să vă arăt cum pregătesc eu pasca. O pasca am făcut cu cruci, una fără, că nu mi-a ajuns aluat. Și am ieșit din încurcătură. Așa arată pasca mea, prima care cu cruce. Dați să dau asta mai jos. Încă așa arată. Foarte super. Așa. Și a doua pasculiță. A doua pasculiță așa arată. Tot este coaptă foarte bine. Și foarte frumușică. Așa că vă doresc un Paște fericit. Vă pupic pe toți. Și dați să trecem să vă arăt cum pregătesc eu păsculița, nu cu brânză dulce, dar cu sărată. Vă doresc poftă bună și dați să trecem la treabă. Așa, pentru aluatul pentru pască vom avea nevoie de 500 de grame de făină, o lingură de zahăr, 6 grame de drojdie uscată, o linguriță de sare, 50 ml de ulei, 2 ouă și o cană de lapte, undeva 200-250 ml. Să vedem cât să meargă. Dați facem maiaua. Adăugăm lapte puțin aici. Laptele să fie călduți. Așa, adăugăm drojdia. Uite, zahărul, cât pe cât n-am pus sarea. Așa, făină puțină. Și lăsăm să se amestecăm și lăsăm să dizolve drojdia să crească undeva 5 minute. Peste făină punem sarea, incorporăm, făina să fie cernută. Batem puțin ouăle, adăugăm puțin lapte. Așa, adăugăm drojdia. Atât. Și puțin ulei. Incorporăm. Dacă azi ne mai trebuiască făină, mai adăugăm făină. Și frământăm acum cu mâna. Adăugăm și uleiul care ne-a rămas și frământăm. Așa, am frământat aluatul undeva vreo 5 minute. S-a primit un aluat foarte bun, foarte elastic. Acum ungem bolul cu ulei și îl punem la crescut. Îl punem la crescut undeva vreo 40 de minute, depinde. Apoi revin. Așa, pentru umplutură vom avea nevoie de brânză, de ou, de smântână și de sare. Eu pasca voi face o sărată, nu fac dulce, nu fac stafide. Am pus un ou, pun o lingură bună de smântână, incorporez bine. Și mai adaug două gălbenușuri.
Așa, frutura noastră este gata. Așa, Crescuș la noi a luat-o pentru... asta ce să fug de aici? Pentru păscuța noastră, uitați-vă ce a luat bun. Vedeți? Capuful. Așa, acum presurăm făină. Frământăm puțin să iasă aerul. Și acum vom forma păscuța. O voi dispărți în trei. Așa. Asta o punem deoparte. Vom face două păsculiți. Două sau una, două, cred că să facem. Așa. Luăm o biluță și facem o foaie. Așa, am făcut o foaie. Aici am formă unsă cu ulei. Și vom pune foaia noastră în formă. Așa. Vom face două vergele. Și le vom împleti. Și o vom aranja peste foaia noastră. Așa. Aici unim. Așa. Acum vom pune brânză. Așa, am făcut o virgică, mai facem una. Așa, facem loc și aici. Deși virgine se de? Ok. Le lipim aici. Așa. Acum lăsăm să crească. După ce crește, ungem cu gălbenuș de ou. Așa. La mine s-a terminat aluatul și am găsit o soluție de ieșire din curcătură și am decorat-o cu bombonele de acestea. Acum aici am două gălbenușuri cu puțin lăptică, cu lapte. Vom unge.
Așa, și o dăm la cuptorul preîncălzit la 165 de grade, până ce e gata, până ce se rumenește bine. Așa. După ce le coc, revin. Gata, dragii mei, și păsculițele mele. Așa arată. Așa arată asta mică. S-au copt foarte bine. Uitați-vă. Super. Așa și cu asta, cu brânza. Tot s-a copt foarte bine. Vă doresc Paște fericit și numai bine. Pa, pa!